Vă salut cu pacea Domnului și mă bucur că avem ocazia să ne întâlnim la picioarele Domnului Iisus și să putem studia din Cuvântul Său. Pentru seara aceasta am ales un subiect de sezon, ca să-i spun așa, pentru că vedem în aceste zile un iureș, lumea în frământare, care încotro se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă și aș dori ca să dezbatem puțin la acest subiect, mai puțin pentru cei mai în vârstă care cunosc foarte bine acest subiect, dar mai mult pentru cei tineri și pentru copiii noștri, care poate sunt tentați să vadă în aceste lucruri ceva frumos, poate ceva nevinovat și aș dori ca să ei să cunoască și să fie întăriți pe calea Domnului ca să vadă ceea ce este bine și calea care trebuie să urmeze. Textul cheie, după care ne-am învârtit în această seară, se află la a doua Corinteni, capitolul 6, cu versetul 17, care spune, de aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. De ce nu sărbătorim Crăciunul sau, cum este numită ea, sărbătoarea nașterii Domnului? Când am cunoscut credința, aveam și eu, asemenea multora, o nostalgie și o tânjire, după vremurile de mult, când nu cunoșteam pe Dumnezeu, pentru sărbătorile de iarnă, pentru că știam din tradiție că sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea nașterii Domnului. Dar pentru a ști că tot ceea ce fac să fie după Scriptură și să elimin orice nu se potrivea cu Scriptura, am căutat să aflu legătura dintre Domnul Iisus, dintre Moș Crăciun, Colinde, Sorcovă și așa mai departe. Așa că am început să studiez și să văd ce spune Biblia despre sărbătoarea nașterii Domnului. Am găsit în Noul Testament că nu poruncește o sărbătoare în cinstea nașterii Mântuitorului și nici un creștin de atunci nu ținea o sărbătoare pentru nașterea Domnului. Acest lucru e puțin ciudat, mai ales că în Vechiul Testament, când Domnul a dat Israelului legea, le-a dat porunci clare să țină anumite sărbători. Nu doar că nu am găsit vreo poruncă sau exemplu în Noul Testament pentru sărbătoarea nașterii, dar nu am găsit nici măcar o dată exactă în care să se fi născut Iisus. După tot studiul, nu am reușit să găsesc decât o perioadă aproximativă, undeva între sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie. Nașterea lui Iisus nu putea să fie în niciun caz în decembrie, căci păstorii nu mai sunt cu turmele afară în câmp în această lună, după versetul din Luca 2:8. Iar în recesământ ar fi fost imposibil pe timp de iarnă, în toiul sezonului ploios din Israel, când condițiile de călătorie ar fi fost mai vitrege. După Luca 2:1-3. Ceea ce am aflat în continuare m-a neliniștit și mai mult. Biblia nu vorbește nici de colind, nici de pomul de Crăciun, nici de schimbul de cadouri, nici de programe speciale la biserică, nici de gătitul de mese îmbelșugate în cinstea nașterii Mântuitorului. Prin urmare, nu există nicio poruncă, nici exemplul în Biblie pentru nimic din ceea ce se face la Crăciun. Am început să întreb, cum pot oare avea un Crăciun creștin, scriptural, dacă nimic din ceea ce se face nu este poruncit în Scriptură? Cum au ajuns creștinii să țină o sărbătoare pe care Biblia nu o poruncește? De ce au ales o dată evident greșită și obiceiuri care nu seamănă cu nimic din Scriptură? Și dacă tot ce se ține de Crăciun, lucruri pe care le credeam creștine, nu vin din Noul Testament, atunci de unde vin? Am avut parte de mari surprize ca răspunsuri la ultima întrebare. Orice enciclopedie am citit, îmi arăta că originea sărbătorilor nu era una biblică, ci păgână. La fel făceau toate cărțile de mitologie și de istorie a religiilor. Materialele ortodoxe și catolice recunosc deschis originile păgâne ale sărbătorii. Astfel am aflat
că popoarele păgâne antice aveau o mare sărbătoare închinată nașterii zeului Soare, a cărui nume diferea de la popor la popor. Egiptenii îi spuneau Osiris, babilonienii Tammuz, persanii Mitra, iar romanii Saturn, căruia îi spuneau Sol Invictix, adică neînvinsul Soare. Era peste tot același zeu, dar cu nume diferite. Toate aceste popoare sărbătoreau nașterea zeului Soare, iarna, după solstițiu din 21 decembrie, căci atunci începe ziua din nou să crească. Era un timp în care abundau mâncărurile, băutura, distracțiile, orgiile, și 25 decembrie era punctul culminant al spiritualității, în ghilimele fie spus, păgâne. Legate strict de sărbătoarea păgână sunt și colindele, cuvânt care vine din latinescul calandee. Tot sezonul sărbătorilor de iarnă era numit de romani calendae. Obiceiul era să meargă din casă în casă și să se aducă urări de noroc, fericire și fertilitate gazdelor. Plugușorul și socova de astăzi reprezintă exact acest fel de colinde. Pomul împodobit este și el un străvechi simbol păgân. Schimbul de cadouri își are originea în obiceiul numit de romani sigilaria, când copiilor li se dădeau figurine mici de lut sau de ceară, ca și dar pentru Saturnalii. Cum au ajuns creștinii să țină o sărbătoare pe care Biblia nu o poruncește? O sărbătoare care este păgână până în măduva ei. Am găsit în istorie că creștinii au ales să sărbătorească nașterea Domnului, chiar dacă Scriptura nu o poruncește, atunci când au început să se depărteze de Scriptură și să își dea legi și reguli după cum credeau ei de cuvință. După Constantin cel Mare, împărat peste Imperiul Roman, din 306 până în 337, când creștinismul a devenit religie oficială a Imperiului, făcând compromisul mortal cu statul, o mulțime de păgâni au fost creștinați, dar ei erau încă devotați zeităților. Știm că la anul 321, împăratul Constantin cel Mare a trecut la creștinism, dar era decât o formă de creștinism, și aceste sărbători ale lor, ei au continuat să le serveze, dar sub o altă formă. Pentru că nu îi puteau despărți de acești idoli, Biserica a ales să păstreze data și obiceiurile păgâne, dar să le dea nume creștine. Ioan Gură de Aur, printre mulți alții, asociază sărbătoarea păgână cu Hristos. El spune, ei, adică păgânii, o numesc sărbătoarea nașterii celui neînvins. Dar cine este la fel de neînvins precum Domnul nostru? Sau dacă îi spun că este nașterea Soarelui, el este Soarele Neprihănirii. Astfel, păgânii creștinați erau mulțumiți. Pentru ei nu conta cum îi spuneau zeului, căci oricum era cunoscut prin mai multe nume, atâta timp cât puteau să-și păstreze închinarea și obiceiurilor păgâne. Ei nu se închinau lui Iisus Hristos, ci Soarelui, căruia puteau să-i spună Iisus. Aflând aceste lucruri tulburătoare, am început să întreb pe alții de ce țin sărbătoarea, de ce la o dată și cu obiceiuri păgâne, gândindu-mă că poate voi găsi lumină în răspunsurile lor. La întrebarea de ce sărbătoresc nașterea Domnului, am primit o mulțime de răspunsuri, unele de-a dreptul copilărești. Aici însă includ doar câteva care mi-au dat de gândit. Primul răspuns a fost: e bine să ne amintim că Iisus a născut pentru a aduce mântuire oamenilor. E bine să punem o zi sau două deoparte să ne amintim de nașterea Domnului. Pe mine aceste răspunsuri nu m-au mulțumit, căci mi-am pus întrebarea: cine hotărăște ce este bine pentru mine ca și creștin? Dumnezeu sau oamenii? Eu cred că Dumnezeu, Tatăl meu, știe mai bine ca oricine ce îmi face bine și ce nu. El dorește ce este bun pentru mine, iar acest bine mi l-a făcut de cunoscut în Sfânta Scriptură, deoarece în Biblie nu suntem învățați să avem o sărbătoare în cinstea nașterii Domnului, înseamnă că nu am nevoie de o astfel de sărbătoare pentru binele meu spiritual. Îi întreb pe toți cei care spun că este bine sau este nevoie să avem o astfel de sărbătoare: credeți că Dumnezeu a omis sau a ascuns de noi ceva bun? Dacă Crăciunul e ceva bun și Dumnezeu
nu ne-a spus să-l ținem, înseamnă că a ascuns ceva bun de noi, ideea aceasta monstruoasă nu este altceva decât sâmburele de îndoială pe care Satan l-a sădit în inima Evei, că Dumnezeu nu ne vrea complet binele și că ascunde ceva bun de noi. Dacă Crăciunul ne-ar fi fost un bun sau necesar, Domnul însuși și apostolii săi ne-ar fi învățat să-l ținem. Apostolul Pavel a spus celor din Efes: nu am ascuns nimic din ce vă era de folos. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Extras din Faptele Apostolilor 20, versetul 20 și 27. Dar Pavel nu învață nimic despre sărbătoarea nașterii Domnului. De ce? Pentru că nu ne este de folos spiritual. A spune altceva înseamnă a pune sub semnul îndoielii sinceritatea Apostolului și mai mult a lui Dumnezeu însuși. Al doilea răspuns pe care l-am primit suna cam așa: avem nevoie de o zi specială dedicată nașterii Mântuitorului. Nu contează care este. 25 decembrie e la fel de bună ca oricare altă zi. Intenția sărbătoririi este ceea ce contează. Dar eu mă întreb, dacă suntem sinceri în dorința noastră de a omagia nașterea Mântuitorului, de ce nu s-a ales o dată apropiată totuși zilei în care a venit pe lume? Sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie. De ce dintre toate zilele anului s-a ales cea mai păgână zi dintre toate, 25 decembrie? Este o coincidență? Nu cred. Al treilea răspuns: ceea ce nu este explicit și implicit interzis în Scriptură este permis. Biblia nici nu aprobă, nici nu interzice o astfel de sărbătoare. Deci rămâne la latitudinea noastră. Se poate oare concepe tăcerea Scripturii ca permisivitate în acest caz? Sau tăcerea Scripturii este cel mai puternic argument împotriva sărbătorii? Să ne amintim că toate aceste obiceiuri pe care se practică astăzi, de 25 decembrie, existau în timpul Domnului și al apostolilor. Dar nu la creștini, ci la păgâni. Data sărbătoarea nașterii Domnului, colindul, masa și pomul de Crăciun, precum și multe alte detalii, erau toate practicate în vremea în care Domnul a trăit pe pământ. S-a identificat El cu vreunul din acestea și a învățat El apostolii să meargă la păgâni și să le spună că, de fapt, El este invincibilul soare sărbătorii de ei? Că pomul împodobit îl reprezintă pe El? Răspunsul este evident nu. Toate analogiile între Hristos și sărbătoarea nașterii au fost făcute mult mai târziu de creștini, între ghilimele, care credeau că pot aduce schimbări și îmbunătățiri Bibliei și care căutau scuze pentru dezertarea lor din granițele Scripturii. Sărbătoarea nașterii nu poate fi disociată de originea ei păgână. Insistența încăpățânată a creștinilor de a sărbători pe 25 decembrie cu colinde, cu pom de Crăciun, schimb de cadouri, program special și mese îmbelșugate acasă, exact cum sărbătoreau păgânii pe zeul Soarelui, ne plasează pe terenul identificării cu păgânismul și al împrămutului din păgânism în închinarea la Dumnezeu adevărat. Și aici Scriptura nu mai tace, ci este în mod repetat categorică în ceea ce privește ruperea cu păgânitatea, despărțirea de idoli și de închinarea la ei. Identificarea cu păgânismul, preluarea de idoli sau modele de închinare din păgânism sunt în mod expres condamnate de Biblie, atât cât de Vechiul, atât cât și de Noul Testament. Bisericile ortodoxe, cât și cea catolică, admit deschis și nu au nicio problemă că sărbătoarea și obiceiurile din această perioadă sunt păgâne la origini, că își spun ei, au fost creștinate. În concepția lor, Biserica are puterea sfințitoare care o poate extinde și asupra păgânismului, care, odată creștinat, îi slujește lui Dumnezeu. Această pretenție este falsă, nebiblică și ilogică. Este respinsă de oricine crede cu adevărat sola Scriptura, adică Scriptura ca autoritate supremă pentru tot ceea ce credem și practicăm. Oricine este fidel Scripturii, însă, nu își poate permite luxul și aroganța unei astfel de pretenții. Cum putem răspunde atunci faptului că încercăm să transformăm o sărbătoare păgână într-una creștină, schimbând doar numele celui pe care îl adorăm? Asocierea în întinare cu păgânismul nu face deloc parte din acele lucruri pe care Biblia nici nu le condamnă, nici nu le aprobă.
ci le lasă la latitudinea noastră. Scriptura spune, cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Aceasta este pe deplin valabil și în cazul sărbătorii Crăciunului. Al patrulea răspuns ar fi fost acela, e bine să profităm de faptul că lumea nemântuită se gândește în zilele acestea la Hristos și la nașterea Lui și să-L vestim pe Hristos acestor oameni. Însă ce fel de Hristos își doresc acești oameni? Nu este ciudat că deși lumea îl urăște pe Hristos, iubește Crăciunul? De ce oare? Pentru că ei nu se închină lui Hristos. Ei se închină, de fapt, zeului Soare, pe care s-au obișnuit să-L numească Iisus Hristos și căruia îi spuneau înainte de secolul V, într-o mulțime de alte feluri. Dar ei nu sunt dispuși să-L accepte pe adevăratul Iisus Hristos, Domnul Cerului și al Pământului. Faptul că ne identificăm cu ei în această sărbătoare nu ne ajută să-L comunicăm pe adevăratul Iisus lor, ci le întărește convingerea că și noi ne închinăm aceleași zeități pe care ei o numesc în mod fals Iisus. Al cincilea răspuns pe care l-am primit. Nu avem voie să judecăm pe cineva care ține Crăciunul, căci unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Acesta ar fi un răspuns biblic din partea unora, din Romani, capitolul 14, versetul 5 și 6. Încercarea de a justifica adoptarea unei sărbători păgâne cu acest text este copilărească și arată că oamenii iubesc atât de mult această sărbătoare, încât sunt gata să răstălmăcească Sfânta Scriptură pentru a păstra Crăciunul. Textul de Roman 14 nu vorbește despre sărbători păgâne, ci despre sărbătorile vechi testamentare, sărbători care au fost poruncite de Domnul Israelului. Și al șaselea răspuns. În fine, când cei pe care îi întrebam recunoșteau că nu există o bază biblică pentru această sărbătoare, întrebau de obicei. Dar ce este rău în faptul că sărbătorim nașterea Domnului? Căci nici noi nu ne închinăm, căci noi ne închinăm la adevăratul Iisus și despre El cântăm în colindele noastre. Chiar dacă obiceiurile vin de la păgâni, noi le-am modificat așa încât acum Hristos este în centrul sărbătorii. Mi-am pus și eu această întrebare. Când nu am mai avut argumente, a fost ultima întrebare aruncată în luptă, ultimul bastion de apărare a Crăciunului. Inima mea a încercat cu disperare să țină de această sărbătoare, în vreme ce asupra minții acționau argumentele convingătoare ale Scripturii, logicii și bunului simț. Și iată la ce răspuns am ajuns. Ținerea sărbătorii este greșită și dăunătoare căci. 1. Înseamnă a trece peste Scriptură, a nega autoritatea ei, a mă îndoi că Dumnezeu mi-a descoperit în ea tot ce îmi este bine, este o respingere a dictumului sola Scriptura, adică numai Scriptura. 2. Mă identifică pe mine cu lumea nemântuită, nu pe ei cu mine. Natura creștinismului e de așa fel că atunci când se aliază cu păgânismul, nu păgânismul devine creștin, ci creștinismul este cel care pierde teren și devine păgân. Și 3. Închinarea adevărată este în Duh și în adevăr, după Ioan 4 cu 23 și 24. Închinarea falsă este în fire și minciună. Atunci când se cântă colindul astăzi s-a născut Hristos, Mesia Chirul Luminos, lăudați și cântați și vă bucurați, se spune adevărul sau se minte? S-a născut Hristos pe 25 decembrie? Bineînțeles că nu. Dar cuvintele colindului tocmai asta spun. Și prin orice colind cântat în această perioadă și prin orice spunem și facem în această perioadă, care transmite direct sau indirect ideea că Hristos a născut pe 25 decembrie, noi mințim. Adevărul este că Hristosul Bibliei nu s-a născut atunci. Cum poate închinarea noastră să fie acceptată de Dumnezeu dacă este bazată pe minciună și păgânism? Eu unul am cedat în final argumentelor pe care le-am văzut și le văd copleșitoare. Eu nu sărbătoresc Crăciunul. Unii mă pot numi fanatic, alții se îndoiesc că sunt un bun creștin, pentru că nu țin Crăciunul. Eu nu am simțit decât eliberare. Nu am ratat nicio binecuvântare spirituală de când nu mai cred în Crăciun. Ba din contră.
a-L sluji pe Dumnezeu departe de păgânism, în libertate și în granițele Scripturii, este o experiență incomparabil mai bună decât a încerca să îl slujesc după cum cred oamenii de cuvință. Oricum se vede cu ochiul liber, pentru că majoritatea oamenilor toate aceste sărbători, Crăciunul, Revelionul, zile aniversare și așa mai departe, nu sunt decât un pretext pentru petrecere, înălțarea euului și pentru satisfacerea poftelor. Comercianții încurajează și ei pentru rotunjirea profitului și, uite așa, aproape toată lumea este mulțumită și fericită. Crăciunul este o sărbătoare de origine păgână. Tot ceea ce se face la Crăciun își are originea în păgânism. Păgânismul este drastic, condamnat de Biblie și închinarea păgână este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar oamenii vor să o păstreze, crezând că pot scoate ceva bun pentru noi și plăcut lui Dumnezeu și pot să mă condamne că nu practic Crăciunul și că vorbesc împotriva Lui. Dar judecați și dumneavoastră singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu ca să ascult mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Domnul să ne dea înțelepciune ca să rămânem fermi pe calea cea dreaptă și să nu facem compromis cu păcatul, crezând că dacă acceptăm puțin din aceste obiceiuri, o să aducem lumea mai aproape de Dumnezeu. O să fie tocmai invers, biserica va merge mai aproape de lume. Este ideea lui Satana de a vilua puțin din adevăr, încercând a ne face să credem că nu este nimic rău în a împrumuta puțin din obiceiurile lumii, programe speciale, mese îmbelșugate și alte pregătiri, exact ca lăptarul care pe timpul comunismului sustrăgea o cantitate de lapte din cisternă, apoi completa cu apă ca să fie laptele la același semn și să nu fie tras la răspundere când se ducea să predea acea cantitate, dar ea era cantitatea respectivă, dar nu mai avea aceeași consistență. Domnul să ne ajute ca să înțelegem acest mesaj. Menționez că nu vreau să critic pe nimeni, nici pe cei care sărbătoresc Crăciunul. Vreau numai pentru noi să înțelegem ceea ce este bine și ceea ce nu. Domnul să ne ajute să înțelegem acest mesaj. Amin.